scurtă din acest volum, Fântâna cu Cumpănă. Titlul este o povestire care am dedicat-o doamnei Lia Maria Andreiță, care a scris Fântâna cu Lacrimi, care a scris Fântâna cu Cumpănă. Dar nu să vă citesc această povestire, ci în ton cu ceea ce spunea domnul doctor Giaravela, cu ceea ce spunea domnul Părintele Trușcă, că într-adevăr sunt atâtea denigrări aduse nouă românii poporului nostru, iată, ne-a inspirat și mie în acest volum o povestire, nu pot numi povestire, un gen mai mult, hai să zic, jurnalistic, geniile românesc se simt, Lichelele, Cosi și Apatrizii trăiesc. Dați-mi voie să vă citesc. E foarte realist. Pământul acesta românesc a hrănit de sute de ani oameni de valoare, care au luat și seva acestuia, și geni, dar și valorile naționale. Ultimii 26 de ani nu au mai fost rodnici în ceea ce privește sporirea numărului de valori autentice. A existat regres evident, societatea pierzând genii, păstând în schimb avortonii culturali. Am pierdut o pleiadă de corifei ai scenei naționale, de la Leopoldina Bălăruță, Marga Bară, Irina Petrescu și mă la Ovidiu Iuliu Moldovan, Emilio Osu, Gheorghe Dinică, Ion Lucian, George Motoi și Eusebiu Ștefănescu. În locul lor, teatrul românesc n-a pus nimic valoros. Acest domeniu cultural a avut numai trandafiri, crin imperial și alte flori mirositoare, acum rămânând scaieți, spin și pălămidă. Să nu vorbim de muzica românească, din ce în ce mai săracă și lipsită de valori. De la Fata cu părul de foc, dispărută în mod tragic, și până la baritonul Dan Iordăchescu, omul care făcea să se clatine candelabre atunci când își punea în valoare calitățile vocale, n-a mai răsărit o floare a muzicii românești. În schimb, au rămas pălămida, pilul și scaieții acestei arte, care îți ridică tensiunea, glicemia și te obosește mai ceva decât cositul unei parcele de fân dintr-o zonă de deal. În locul mădălinei cu părul de foc, ca cu acel tremurat al vocii care te încânta, au apărut fete dezbrăcate și de haine, dar și de caracter, cu glasul în pauza unui răgnet de animal sălbatic. Se duc oamenii de cultură autentici, unul câte unul, în schimb rămân în continuare să trăiască, să ne facă viața un calvar, maneliști cu nume de mezeluri, vipuri care se cred și ce nu sunt, agramate și vulgare. Se iau doctorate după ureche, copiindu-se după o veselie de nedeschis, vorba lui Adrian Păunescu, e plină țara de doctor docenți și de mari docenți. Patriotismul a ajuns un cuvânt necunoscut pentru mulți compatrioți de-ai noștri, pe care îi putem numi patrioți. Prostia a ajuns la cote paroxistice. Nenea Iancu, râzând cu gura până la urechi, acolo în spațiu sideral, de unde privește acest pământ pârjorit și murdar. Oamenii de cultură vor deveni în cel mai scurt timp flori rare pe un ogor însărâțat cu guruieni, lăsat pârloagă. În schimb, va prolifera prostia, indolența, hoția, promiscuitatea clandestină și spiritul libidinos. În locul tineretului studios, care trăia într-un iev aprins, cum spunea Nicolae Labiș, unul găunos, analfabet, vulgar și ipocrit, care îl confundă pe Eminescu, arătând că versurile lui sunt ermetice, tocmai pentru că habar n-are de valorile literaturii române. În timp ce valorile se sting, mai de valori se sting, se nasc pe bandă rulantă cei cu cromozomii răsuciți, care nu știu nici cum îi cheamă, dar trăiesc într-o lume a lor, a idioțeniei, lașității și perversiunii încotro națiunea română. Spre un orizont luminos cu perspective, oricătre o apocalipsă, un armagedon costuitor. Este o certitudine că valorile se sting încetul cu încetul, rămânând neghina societății, tăciunii sociali și apatrizii. Pentru acestea nu există perspective de viitor, ci smoala iadului cultural. Thank you.